Bună seara și bun găsit la orașul meu, sunt Eugenia Notarescu și în această seară avem o întâlnire cu un candidat pentru Parlamentul European din partea partidului PNL, doamna Ramona Mănescu. Bună seara și bun venit la orașul meu. Bună seara, doamna. Doamna Mănescu, o să încep cu, nu știu, poate într-un fel un vârf al carierei dumneavoastră. Un moment deosebit. În anul 2008 ați fost desemnată parlamentarul anului. Aș vrea să-mi povestiți un pic în ce condiții și care au fost motivațiile care au ajuns la acest premiu deosebit. Premiul acesta, trebuie să vă spun, este un premiu mult râvnit de europarlamentari. Suntem 785 de europarlamentari și sigur că în fiecare an se acordă acest premiu. Și vă dați seama, toți muncim și toți aspirăm la acest premiu. Eu am fost deosebit de onorată să primesc acest premiu. De fapt, cei care ne nominalizează pe noi la acest premiu sunt societatea civilă și mass media, acea parte a societății civile și mass media de la nivel european care monitorizează activitatea europarlamentarilor. Și în urma nominalizărilor există un vot în Parlament. Parlamentarii votează colegii nominalizați. Pentru mine a fost o foarte mare bucurie și onoare, cum v-am spus, pentru că fiind foarte nouă, deci acest premiu a venit la 9 luni după ce am început activitatea în Parlamentul European. O perioadă foarte scurtă și cu toate acestea colegii au avut încredere în mine și probabil că au văzut rezultatele muncii mele și asta mă bucură foarte mult pentru că cel mai important în orice domeniu, nu numai în politică, cel mai important este să ți se recunoască eforturile, munca, rezultatele pe care le ai. Este motivant. Iar pentru mine, ca tânăr europarlamentar, prima serie de europarlamentari români, da, aleși, sigur, a fost foarte motivant și foarte, o imagine foarte frumoasă pentru întreaga echipă a României care a reușit în așa scurt timp să aibă un premiu. Cum reușește un europarlamentar român care, după părerea mea, poate din cauza imaginii României, care este un pic, eu știu, așa, întunecată, cum reușește să facă remarcat și să treacă totuși peste aceste prejudecăți pe care presupun, poate necunoștință de cauză, că ceilalți europeni, să nu mai spun Europa față de noi, că totuși noi suntem și noi europeni, o au vis-a-vis de România și de români. Cred că este totuși un efort dublu față de ceilalți care au oarecare vechime în Uniunea Europeană, care, nu mai zic de germani, care sunt vechi, puternici, așa mai departe. Sigur, efortul este foarte mare, pentru că imaginea României nu a fost întotdeauna cea mai bună imagine, cea mai frumoasă. N-am avut întotdeauna norocul de a fi considerați buni, competenți. Dacă ne raportăm la Parlamentul European și la colegii noștri din Parlamentul European, vreau să vă spun că acolo este foarte simplu, pentru că respectul reciproc există, competența pe primul loc și în măsura în care tu reușești ca europarlamentar român să-ți dovedești competența, să dovedești că în comisie reușești să elaborezi amendamente foarte bune, acceptabile, să duci la capăt un raport, o inițiativă, o declarație scrisă, așa cum am făcut eu și am reușit să obțin acest premiu. Sigur, în momentul acela percepția este foarte clară. Oamenii sunt competenți, deci merită încrederea noastră. Și o dovadă în plus că oamenii nu au prejudecăți în Parlamentul European și nu au preconcepții privitor la români, este și faptul că europarlamentarii m-au votat, au fost cei care m-au votat pentru a fi europarlamentarul anului 2008, deci colegii mei cu vechime mare în Parlamentul European. Din punctul acesta de vedere este foarte bine. Sigur că da, noi trebuie să continuăm să promovăm imaginea României acolo și prin orice acțiune facem, prin orice acțiune derulăm în Parlamentul European,
fie că sunt rapoarte, fie că sunt inițiative legislative, fie că sunt evenimente de promovare a României, trebuie să dovedim competență, coerență, profesionalism, pentru că pe asta se pune accent în Parlamentul European și mai puțin pe, eu știu, alte aspecte. Citesc de aici din un fragment din motivația pentru care ați luat acest premiu. Ramona Mănescu este extrem de activă în domeniul tineretului, făcându-se remarcată prin excelentă activitate în promovarea în cadrul Parlamentului European a declarației scrise prin care se solicită acordarea unei atenții sporite implicării tinerilor în luarea de decizii în cadrul Uniunii Europene. Da, ca să explic puțin despre ce este vorba. În întreaga mea activitate eu m-am ocupat de această categorie de tineret. Eu, fiind un politician tânăr, intrând în politică chiar mai devreme de 18 ani, da, în 90, în februarie 90, am simțit nevoia să promovez interesele tinerilor. Am simțit nevoia să-mi fac vocea auzită, pentru că, sigur, ca tânăr în România, într-o perioadă de tranziție, întâmpin o mulțime de greutăți. Eu cred că în momentul acesta, după acei 20 de ani de care vorbea Brucan, ar trebui să cam terminăm cu tranziția, da, să trecem la o altă etapă și să gândim puțin, să avem ambiții puțin mai mari. Gata cu tranziția, tinerii sunt viitorul, dar ei sunt și prezentul. Și dacă tot sunt și prezentul, atunci haideți să-i consultăm în orice decizie politică o luăm. Există deja state care au consultări la nivelul Parlamentului și Guvernului atunci când elaborează legi. Dar acum, prin această declarație, va deveni obligatoriu pentru toate statele. Aceasta a fost și motivația mea, ca statele să fie obligate să consulte tinerii, pentru că așa cum guvernul cheamă la consultări, nu știu, patronatele, sindicatele din învățământ, sindicatele din sănătate, ar trebui, după părerea mea și după părerea parlamentarilor europeni care au votat această rezoluție, ar trebui consultați și tinerii, pentru că ei sunt o categorie foarte importantă. Ei sunt afectați și când se face legislație pe sănătate, și când se elaborează legislație pe educație, și legislație pe social. Deci, în toate palierele, ei sunt afectați ca cetățeni și ca oameni cu nevoi uneori speciale. De ce să nu le acordăm atenție? Nu putem să ne ocupăm doar de anumite categorii sociale și de tineri nu, și apoi să le reproșăm că nu vin la vot. Da, da, și nu sunt ceea ce așteptăm niciodată, tinerii nu sunt așa cum am fost noi cândva. Sigur, eu, deci eu am întâmpinat. Noi eram altfel, noi făceam altfel, noi eram serioși, noi munceam, noi iar tinerii din ziua de astăzi. Eu de atâtea ori am întâmpinat această prejudecată, mai ai timp, ești tânără. Da. Mai ai timp, ești tânără. Sigur că da, am timp, dar totuși, timpul trece și ceea ce pot face acum... Nu mai așteaptă să treacă timpul, exact, și poate lucrurile se vor schimba ele așa de la sine. Fiecare lucru la timpul lui. Ceea ce pot face acum nu se mai pot face peste 10 ani. Deci, de ce să las să treacă timpul? Și înțeleg foarte bine pe tineri, pentru că am trecut prin absolut toate etapele și prin toate greutățile și am depășit toate obstacolele, poate mai mult decât orice alt tânăr, fiind și femeie. Vă dați seama că simt nevoia să fiu puțin justițiară și să încerc să ajut atât cât pot.